În duminica închinată vindecării minunate a orbului din naștere, credincioșii din comunitatea parohială a localității Odăieni, protopopiatul Însurăței, județul Brăila, au trăit momente de aleasă înălțare sufletească, întrucât biserica parohială a fost sfințită. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Casian, pe un podium special amenajat în imediată apropiere a bisericii. Chiriarhul locului a fost înconjurat de un sobor de preoți din administrația eparhială și din parohiile învecinate. La sărbătoare au participat numeroși credincioși din parohie, precum și din localitățile învecinate. Localitatea din comuna Ciocile Odăieni este mai nouă. Locuitorii provin din comuna Buzoiană, din zona Isihastă, a schiturilor multe, localitatea Odăile, care amintește de case și de chilică lugărești. Creștinii care au primit de la munte pământ, cu ani mulți în urmă, s-au constituit într-un sat al lor, unde au adus deodată cu hărnicia lor credința, obiceiurile și mai ales atașamentul față de rânduielile străvechi bisericești. Este o localitate mică, dar mare prin credință, prin hărnicia oamenilor și mai ales prin tinerii și oamenii deosebiți care, plecând din această localitate, performează nu numai la nivel de județ, ci și chiar mai mult. Sub îndrumarea părintelui paroh Dumitru Stanciu, cele 58 de familii care formează parohia Odăieni au înzestrat și împodobit locașul de cult pentru această zi deosebită a comunității. A fost o biserică pentru început micuță, din lut, din paiantă, pe care după 1986, odată cu venirea mea ca paroh aici, am adus-o la nivelul la care se vede acum, cu munca asiduă a credincioșilor, dar mai ales cu marea lor dorință să aibă o biserică în această localitate. De asemenea, copiii participanți la programul catehetic Hristos împărtăși copiilor îmbrăcați în portul popular al zonei au dat răspunsurile la strană. S-au strâns foarte mulți oameni, deci toată comunitatea se află aici, cadre didactice, enoriași, reprezentanții primăriei și mai ales înalții preoți din satele învecinate și participă cu multă bucurie la acest eveniment. Acești copii merită cu adevărat dragostea noastră, merită cu adevărat sprijinul acelora care cu adevărat putem să facem ceva pentru ei. Și cred cu siguranță că alături de Dumnezeu, de bunul Dumnezeu care totdeauna ne-a ajutat, vom face ca toți de aici să se bucure cu adevărat. Și aici, astăzi, este poate unul dintre cele mai importante momente din viața comunității. Sunt mândru și fericit că sunt în mijlocul lor. Este un sat izolat. Dar mai departe de civilizație, îmi place să spun că aici s-au păstrat totuși valorile morale și că oamenii, puțin câte puțin, prin efortul lor comun, au dat dovadă de un simțământ creștinesc. Facem parte dintr-o generație care nu a avut privilegiul să studieze religia în școală și în calitate de diriginte observ cu câtă bucurie participă copiii la orele de religie pe care părintele Stanciu știe să le facă și interesante și plăcute. Este chiar pentru localitatea aceasta un prilej deosebit, un eveniment unic. Și suntem bucuroși să fim alături de elevii noștri și de toată comunitatea. Evenimentul s-a încheiat cu tradiționala agapă creștinească, la care au fost invitați toți credincioșii prezenți.